Am fost cu cărțile astea ale mele de la New York, Toronto, Montreal, Paris, Madrid, Londra, Roma, Milano și până în ultimul stat din România de care puțini oameni au auzit. Acum Grigore Cartianu a ajuns și la Răcari, unde a găsit interes pentru scriiturile sale. Prin documentarea sa, autorul încearcă să le arate tinerilor și chiar și celor mai înțelepți dintre cititori adevărul din spatele evenimentelor care ne-au schimbat viața de la Revoluție până în noiembrie 2014. Am urmărit să aduc niște adevăruri care aparțin cumva istoriei noastre recente, să aduc la cunoștință. Sunt lucruri pe care în principiu oamenii nu prea știu. N-au de unde să le știe. Pentru că nici n-a fost o dezbatere publică serioasă pe tematica asta, de la decembrie 89 și până astăzi, cum s-a propagat minciuna, cum a funcționat propaganda, astfel încât lucrurile esențiale să fie ținute ascunse. Astfel că tinerii din Răcari au participat la o altfel de lecție de istorie din ultimii 25 de ani. Un pionierat în localitatea noastră, să-l avem pe domnul Grigore Cartianu, autor al mai multor cărți, printre care ar putea spune că baza o reprezintă cărțile despre Revoluție, cel puțin în cunoștințele mele. De ce a venit la Răcari, domnul Cartianu? Totuși, Răcari reprezintă un oraș în județul Dâmbovița. Probabil că și infrastructura, în primul rând școlară și nu în ultimul rând cea edilitară, a reprezentat un punct de reper. În volumele sale, Grigore Cartianu prezintă într-o manieră diferită sfârșitul Ceaușeștilor, crimele Revoluției, și menționează că încă de la 1989 teroriștii se află printre noi. Românii care au luat puterea s-au învățat pe ei, după aia au învățat și pe alții, că în țara asta poți să furi foarte mult, poți să distrugi fără să plătești. Evenimentul de lansare s-a desfășurat în sala de festivități a liceului din Răcari.